Fostul ministru al culturii, Bogdan Gheorghiu, a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în cei 2 ani de mandat. Acesta a menționat că au fost 2 ani cu multe încercări generate de pandemie, dar și cu multe obiective atinse, chiar dacă nu toate. Acesta i-a urat succes noului ministru Lucian Romașcanu, asigurându-l de întreg suportul pentru îndeplinirea programului de guvernare al Ministerului Culturii. De la înscrierea peisajului cultural minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO sau depunerea dosarului Arta Cămășii Coaltiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pentru a fi înscris în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, la modificarea ordonanței guvernului numărul 43 din 2000, privind protecția patrimoniului arheologic și la deschiderea către public a Muzeului Național Constantin Brâncuș și înființarea 2 muzee, Muzeul Național Brătianu și Muzeului Ororilor Comunismului în România. Am depus împreună cu oameni dedicați și buni profesioniști toate eforturile să conservăm și să promovăm patrimoniul cultural național, a declarat Bogdan Gheorghiu. Acesta a mai menționat că deblocarea unor situații care trenau de mulți ani a arătat că Ministerul Culturii poate să dezvolte România. Am reușit în acest mandat ca după 12 ani să deblocăm achiziția de artă contemporană, care a avut loc în 2020 și să începem lucrările la data de 4 noiembrie 2021 la obiectivul de investiții, consolidare, restaurare și amenajare Muzeul Național George Enescu, Palatul Cantacuzino, Casa Memorială și Anexa, după 3 ani de la începerea procedurilor de achiziții publice. Un proiect la care țin foarte mult, la care mai sunt de făcut doar câțiva pași, este încheierea unui nou acord cu BDCE pentru 8 obiective culturale, unde mă bucur ca sucevean că am reușit să includ conacul Vârna Liteanu din localitatea Liteni, care va deveni centru pentru restauratori. Acesta a ținut să le mulțumească colegilor săi miniștri care au înțeles rolul culturii în viața socială și economică a României și au susținut implementarea indemnizațiilor pentru cei care obțin venituri din dreptul de autor și drepturi conexe și care au permis includerea codurilor CAEN în schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, PFA-uri și ONG-uri. Mai sunt obiective de atins în cultură, obiective de care întreaga România are nevoie și îi doresc pe această cale mult succes noului ministru Lucian Romașcanu, asigurându-l de întreg suportul pentru îndeplinirea programului de guvernare al Ministerului Culturii, a conchis fostul ministru Bogdan Gheorghiu.